Salut, eu sunt Ionuț. Astăzi o să mergem în second hand și o să facem un outfit până în 50 de lei împreună cu Ida Cap aici. Salut, băieți. Ai mai fost doar cu mine? Ai mai fost în second hand-uri de atunci de când ai fost cu mine? Nu, n-am mai fost. Da, și el e Brian, noul câine al meu pe care l-am luat săptămâna trecută, nu l-am arătat până acum, îl vedeți chiar acum. Familie. Chiar sunt foarte, foarte curios să văd cum o se descurce Ida Cap acum. Ah, am doar 20 de lei, 50 de lei o să ai, da, dau de pe card, e ok, nu-i nicio problemă. O să aibă 50 de lei, așa că hai să vedem ce outfit o să faci fără Adidas, dacă găsești Adidas. Yo! Hai să mergem. Să trăiți, domn procuror șef. Băi, am aici, l-avem pe Butu în spate, care a zis că n-a mai fost în second hand-uri de foarte, foarte mult timp. Care Butu e un chimio. Are într-adevăr o vârstă, gen, față de noi doi, are o vârstă Butu. 27 în 100. E un pic mai în vârstă, e ok. Fii atent, ce voiam eu să te întreb pe tine. Cum erau second hand-urile pe vremea ta? Pe mine? Da. La kil. Păi așa e și acum. Era tot, tot la fel, la kilogram te duci. Lunea era un preț pe kil, mare. Da, acum e pe săptămână. Am ajuns la primul second hand, hai să te vedem ce găsești aici, e mai ok. La Podium Brand. Hai să vedem. Hai în spate, în spate, că acolo sunt bărbați. Vezi că și ăștia sunt oameni, să știi. Știi ce nu-mi plac la ei? Ce? Chestiile astea de aici. Da? Îmi plac că-s de skater. Ok. Dar sunt o, sunt o... Uite și ăștia G-Star. Ia vezi ăștia G-Star. Butu. Mie nu-mi place culorile astea, mă. Da, nici mie nu-mi place culoarea asta neapărat. Eu aș fi vrut ceva un pic mai deschis. Când se primește marfă la unde asta? Bă, la începutul de lună de obicei. Deci ar trebui să fie marfă foc acum, că începutul de lună a fost este pe 9. La jumate. Păi nu vere, dar începutul de lună a fost pe 9. A fost luni, adică. Oh. Că, gen, până acum a fost toată lumea, îți dai seama, în concedii asta. Puști, acoi. De gravidă. Ești de gravidă, mă. Să mor eu? Da. What the fuck? Da, ești de gravidă. Ce, îți place? Este un island? Nu e Stone Island, e... Dar chiar arată, să știi. Păi arată că are asta aici. Da. Chiar îmi place ăla. Vezi că da, are un sens. Da, chiar are ăsta, sincer, jur. Te iau unde ăsta? Mamă, că dacă e polo, să-mi va plăi direct dragon. Te fac? Da, pe ce? Să mor tu, Ida Cap, adem te îmbraci așa, da, în concert. Să-l pui pe ăsta, vine Crăciun iar. Merge până la genunchi, ești nebun? Rochiță. Hai, mergem în altă, da? Hai, de altă. Bă, într-adevăr, sincer, nu au fost cine știe ce haine și mă așteptam să fie mai multe, dar mergem la Monda, mergem la ăla pe două etaje, vrei? Tu e unul pe... Nu știu, nu? Da, ăla la Victoria. Da. Vreți să mergem la ăla sau hai, mergem da, la altul? Da, hai, acolo, că la Monda ăla de câte ori am fost. Și nu, n-avem campanie cu Monda, era bine. Salut, am ajuns în al doilea second hand. Trebuie să ținem camera mai pus și stache, că ne vede lumea. Ăștia sunt direct de aia, juicy couture. Da, doar că... Ia uite, credeam că s-a didas. Nu, chiar. Sunt, ba da, dar se vor las, vezi. Bine. Uite mă, skinny. Da, mă, da, sunt prea skinny ăștia. Sunt prea skinny. Ia vezi, a? Nu cred că sunt bune. 31-32. Sunt buni? A? Bă, vezi că ăștia, eu zic să iei în calcul. Ia. Te-mi trage pe dreapta. Ce, ăștia sunt gen 7-8 lei. 7 lei. Gen la 7-8 lei o perche de pantaloni, dar nu înțeleg de ce așa gol aici, n-am văzut niciodată așa gol în Monda ăsta, vă jur. Vezi să scumpe și second hand-urile, inflația, vă jur, au ajuns, vedeți, 2,4%. Eu vezi nebunia asta, cumpăr mașină. Nu îmi place, mă, prostie. Bă, e tare, mi se pare hal. Ha? Bă, bă, faci un outfit, adică nu e ca și cum îl porți. Serios, și vezi că merg. Nu știu, dar mie mi se pare haladit și vezi că merg și cu ea din picioarele tale. Bă, duceți-vă. Dar probează-i, mă, că poți să probezi. Hai, mă. Hai, probează-le și vedem ce iese. Hai să-mi iau și... Dar bine, voi nu o să vedeți ce probează, acum o să le vedeți la mine outfitul final. Nu vedeți mie chiloține, simțiți-vă care sunteți. Ia zi, Butu, părerea acum, second hand-uri. Nu ești încântat. Online, rămânem. Dar putem să mergem și jos, mai e și jos, să știi. Online, tata. Bă, încă nu-i marfă. Eu nu înțeleg de ce n-au adus marfă. Marfă-i pe străzi, marfă-i pe străzi, nu aici. Bine. Wow. Bine. Wow. Wow. Bile, bile. Noroc cu editurile astea că fac vlogurile mai interesante. Plăcut asta, nu? E o hârtie creponată, ca și cum. Cămășuța. Când te duci tu în Bali. Bă, dar să știi că să mor tu. Vrei să-mi fac outfit de la de Bali? De Bali? Poți să-ți faci și de la, bă. Cu asta? Poți să-ți iei 2 kg de haine vere, poți să-ți faci câte vrei. Dar fă-ți outfit de vară. Pantalon scurs, tricou, cămașă, mai eu. Bă, vezi că așa, frate. Și cu asta, asta, deci asta oricum îl iei gen, să vedem ce e gen de capul lui. Mamă, direct pizza, ești nebun. Uite-te puțin. Da, cam rău. Ia ăsta, că ascultă, mă, ia probează ăsta. Nu, el zice că e de fată direct, are dreptate. Aia, că... da, aia e de fată. Da, da. Și mergem hai. Și jos, că și jos hai mai și jos. Da, hai probează astea, ca să vedem ce luăm. E fix de tine, să știi. Gen ca și măsură, e fix la tine. Da, mă, tata. Ha? Eu cu florile suntem așa. Bă, blugia sunt ok, să știi. Uite și ăsta, vezi că e interesant. Dar nu înțeleg ce-i asta de aici. Este o brăderie, bro. Asta chiar e ok, gen. De OG asta? Da, da. Așa, tech. Știi cum se îmbrăca el când era avea alea în cap? Da, 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 da. Așa se îmbrăca. Era iconic.
Place alb? Da. Dar te îmbraci iar ca tine? Adică, păi dacă găsesc... Păi nu, dar fii atent că ăsta poți să-l iei pe sub și gen ca și cum cade pe sub asta, știi? But o să face styling-ul. Ia mă, ia, hai să probăm așa. Layers, man. Cât costă astea? Deci, asta e undeva 7 lei. 24. 7 lei asta? Ok. 8 lei 26. Ai până la 50 de lei, mai ai 40 de lei. 12 lei. Așa. Mai puțin chiar. 9 lei. Și ăștia tot pe acolo. Ia 9, maxim 10 lei. Nu, și ăștia au fost 11 lei. Deci 28, mai ai 22 de lei. Poți să duci jos să-ți mai iei ce vrei de 22 hai de lei, frate, că ce și jos. Ia vezi. Da, da, da. Dar da. E fustă, vere. Da, vrei da, să da. Cu fustă? Dacă tu o să fac cu fustă, o să ne punească lumea. Du-te, mă, naiba de nebun care ești la cap. Statement. Da, și cu rochiță, nu? Vezi așa, că, așa în următoarea piesă. Vezi că i-aș lua lui mama de asta. Mamă, coaie, asta e aia, coaie. Asta e rochia aia, coaie, care știi cu... Da, 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 zi, da, nu? Cu iluzia optică. Da, fix rochia asta. Ia scrieți voi secțiunea de comentarii, albastru cu negru sau alb cu galben? Sau gaur acolo? Wow. Sunt mort de geaca asta, da, deci dacă da, ai da. Pe cineva un tată, geaca asta te duce 50 de lei. Să mergi vintage New York 90, gen asta e. Da? Casa Blanca. Da. Mamă, dar e tare rău de tot asta. Adică, uite, fete, asta cu baggy și Timberlands. Adică, ok. Ai, și ceva elegant. Și tricou super ca să depășească... Nu știu, dar asta chiar e tare așa. E burgundiu ăsta șmecher. Mamă, astea, mamă, cât de mult îmi plac vintage-urile astea, dar nu găsim acum. Nu știu câte de astea am găsit în second hand-uri? Vai. Bă, tu știi cum sunt windbreaker-urile astea? Windbreaker. Windbreaker. Ca să înțeleg, 24 de lei practic e mult. Nu, e super ok, gen. Ai, ieftin. Da. E un outfit, ce e mai bun? Nu, prețul pe kil mă refer. Bă, deci fii atent, deci înainte să fie chestia asta, pentru că aparența a scumpit TVA-ul la haine, era 10 lei kilu. Acum e 24 de lei în ultima săptămână. Și în prima săptămână era 69. Băi, diferență. E dublu, da? 2,4, da. Hai, o să le luăm pe asta, da? Ce naiba. Bine. Hai, hey, băieți. Bă, chiar sunt curios cum o să arate pe tine. Și eu, bro, adică nu m-am văzut în oglindă acolo sus, că era spartă. Și am ajuns acum acasă și... Ce faci, bro? L-ai luat pe Brian, nu? El este câinele nostru. E câinele meu, nu al nostru. E al meu. Vrei și tu câine, nu? Da, frate, o să-mi zim cum a fost în second hand-uri, în primul rând. A fost o experiență de neuitat, pot spune. E ceva inedit, pot spune, să mergi în second hand-uri cu Georgescu, deoarece poți învăța foarte multe lucruri noi și... Ce-ai luat-o ciudat? Ți-ai luat-o ciudat? Nu știu toate babele. Da, gen. Zi-mă, serios, gen, cum ți-a părut, gen, da, dacă tu ai, tu ai mai merge în second hand-uri în moment de față? Bă, în momentul de față îți dai seama că nu, că nu m-a pasionat niciodată să merg în second hand-uri, dar... mă linge asta. Da. Dacă mi-ar plăcea stilul ăsta vintage, ar fi. Gen, aș putea, da, să aleg și un second hand, să mă plimb, să văd, să descoper chestii. Mie mi se pare mega deal nebunia asta cu second hand-urile, știi deal, de ce? E deal, îți dai seama. Fix din cauza faptului că poți să cumperi niște haine, păi, cum am cumpărat noi azi la 28 de lei și o să vedeți imediat cum s-a îmbrăcat de capa în 28 de lei. Bă, adică criminale. Nu e ceva wow cum aș îmbrăca eu de obicei, dar e un outfit pe care poți să-l porți, orice, adică e un outfit de purtat. Mie mi se pare că la 28 de lei un outfit de genul este super, super tare. Și pe lângă asta am discutat cu domnul aici și o să dăm 3 albume. La primele 3 comentarii ca număr de like-uri. N-am albumul în mână pentru că domnul l-a uitat acasă, dar o să vedeți chiar aici. Octal, pui tu la edit, pentru că noi avem albumul chiar aici. 3 dintre voi cu cele mai like-uite comentarii o să primească unul dintre cele 3 albume nonșalant de la IDK. Și albumul de lux e premium. Ok, am înțeles. Următorul album. Nu zic, mă. De ce? Nu... Zic. Ne zici tu, Butu? Nu puteți să ziceți, nu? Nu zic. Anul ăsta. Anul ăsta, dar da. Ceva vibe ne zici ce în album? Este verde. Mult verde. Mult verde, am înțeles. Și nu mă refer la... Am înțeles. Hai să te vedem schimbat și vorbim. Haide. Băi, s-a schimbat acum de capa și... ia să vedeți că Brian a trecut la mine în brațe. Ce faci, domnul? Sunt fresh, mă simt... Fresh? Stai că am puține scame. Suntem fresh, avem outfit-ul din second hand, cu o pereche de blugi mulați care, sincer, chiar o să-i păstrez. O bluziță care seamănă foarte mult cu una de la Vans, din ceva, e bluză cu mânecă lungă și chiar îmi place și dacă aș ține-o, aș purta-o pe undeva, nu știu pe unde aș purta-o, dar chiar aș purta-o că e comod așa. Și bine, bine și cu ea din picioare. Bine, bine blugi. Of corturile astea, da, gen, vin foarte bine blugi. Bă, mie îmi plac blugi, dar zici tu că nu ți-o mai arzi așa mulat. Da, eu nu mai arzi mulat, mi-o arzi mai puțin mai baggy, mai așa, mai
Rap. Mai rapper jegos, că așa îmi place. Bă, fața ei, uite, pe mine mă înjură foarte, foarte multă lume că încă port blugi mulați, mai port blugi mulați, știi? Bă, dar nu știu, nu, mai port blugi baggy, mai port și blugi mulați, și dar am, frate, tot și premulați eu sunt mai mult, nu știu de ce. Și eu am dar nu mulați de aia, gen, skinny-urile alea de erau la mod acum câțiva ani, adică sunt nicio formă. Dacă stai să te gândești acum 2 ani de zile, blugi ăștia dacă îi aveam, eram regele pământului. Da, erai chiar, pe ăștia cred că sunt, pe sunt Zara, că am văzut pe ei și da, cred că sunt de atunci, gen. Și vreau să scrieți voi în secțiunea de comentarii ce note i-ați dat outfit-ului ăsta, dar nu uitați și de giveaway pe care l-avem cu albumul pe care îl vedeți chiar aici, de la IDK. Avem două albume chiar și o să fie și al treilea pentru, da, pentru top 3 comenturi de la acest vlog. Și da, fraților, ca de fiecare dată nu uitați de like, share, cum subscribe, toate alea, nu uitați de dați follow pe Instagram la Georgescu IDK. XH pe Instagram, IDK, IDK pe YouTube și Brian pe nimic încă momentan, nimic, dar încă dacă vă place de el, urmează. Și da, cred că cam asta a fost cu vlogul ăsta de astăzi. Eu am fost Georgescu, IDK aici, ne vedem data viitoare, pa, pa!